Salutare, prieteni, bine v-ați la tutorialul video.info. Numele meu este Vlad și în tutorialul video de astăzi am să vă prezint 5 metode prin cu ajutorul căruia putem să ne diagnosticăm calculatorul și să vedem probleme, ce probleme apar și cum anume le putem rezolva. Atunci când calculatorul începe să se comporte ciudat, în sensul că nu mai pornește sau începe să obținem erori ciudate pe care nu le putem rezolva, o modalitate foarte bună de a depăna aceste probleme este de a porni de pe un disc de salvare pe care o să vi-l prezint acum și să vedem dacă putem izola acea problemă. S-ar putea să fie de la sistemul de operare, s-ar putea să vină din o problemă din partea hardware-ului, dar niciodată nu știm până când nu aruncăm o privire. Haideți să vedem cam ce ar trebui să luăm. Pentru început, primul sistem de salvare, ca să zic așa, este Trinity Kit. Aici primul acest kit este o distribuție personalizată pentru Linux, ce ca un proiect special pentru depanarea și revitalizarea sistemului aflat în dificultate, indiferent dacă îl executăm, îl rulăm pe calculatorul nostru sistemul de operare Windows sau Linux. În general, se potrivește bine pe un CD, chiar și un stick USB dacă preferăm acest lucru, și odată ce butăm cu sistemul acesta de operare, cu sistemul de salvare, instrumentul oferă tot felul de instrumente, ca să zic așa, tot felul de kituri ajutătoare, precum resetarea parolelor din Windows pierdute, să scanăm hard disk-ul pentru virus sau malware, să clonăm un anumit partiție, să recuperăm partițiile pierdute, chiar și să deschidem drive-urile ca acțiuni de rețea, astfel încât să putem obține fișiere de pe ele și la alte calculatoare din rețea. Sau vrem să pur și simplu să facem o diagnosticare asupra calculatorului. Deci, intrați pe Trinity Rescue Kit, descărcați aplicația, băgați-o pe un CD sau stick USB și rulați, butați cu acesta. Următorul, sunt 100% convins că știți, se numește Iron Boot CD. Pe primul rezultat. Și în momentul de față, Iron Boot CD este destul de legendar și oricine sunt convins că a lucrat cu el în ceea ce privește administrarea de suport sau sisteme care sunt folosite sau cel puțin odată. În discul acesta de salvare ca scop repararea sistemului Windows, ba chiar include și pe lângă acestea o bogăție de instrumente în acest sens, inclusiv instrumente antivirus pentru a scana hard disk-ul, utilități anti-malware pentru a curăța calculatorul chiar și de spyware, chiar și de adware. Ba chiar avem și un instrument de a detecta rootkit-ul. În general, Iron Boot CD poate ajuta de asemenea să reparăm sau să reglăm BIOS-ul în cazul în care avem probleme cu el, sau să ștergem în general SIMIOS-ul, fișiere temporare și fișiere și folder temporare în siguranță, ba chiar să ștergem o copie de să creăm o copie de siguranță la sistem și să o restaurăm și foarte multe altele, să testăm componentele hardware și tot. Puteți pur și simplu, chiar aveți o grămadă de chestii de făcut cu Iron Boot CD, trebuie doar să testați, bineînțeles, intrați pe site-ul oficial Iron Boot CD org și dați click pe butonul Download. Descărcați, montați-l pe un CD, rulați și bineînțeles efectuați scanările la ceea ce aveți nevoie. Următoarea unealtă se numește Ultimate Boot CD. Ultimate Boot CD este un alt instrument, vedeți că are o interfață aproximativ egală cu cea de la Iron Boot CD, pe care probabil îl vom găsi destul de
interesant. În general, acesta este un proiect pentru a depana sistemele de operare Windows și Linux și vine cu multitudine de testare hardware. Vedeți că avem de la... De aici puteți de asemenea, când auziți în unele serviciuri că aveți opțiune de a testa hardware-ul respectiv, puteți să faceți voi acest lucru cu Ultimate Boot CD, puteți să depanați un pic procesorul, hard disk-ul, memoria, chiar și alte periferice, chiar și sistemul, să faceți un overview pe el. De asemenea, dacă avem chiar și probleme serioase cu respectivul calculator, CD-ul include de asemenea un număr de donare, chiar și de recuperare, prin care, cu ajutorul căruia putem să ne recuperăm datele în cazul în care se întâmplă ceva cu el și ducem într-un serviciu și nu vrem să pierdem tot ceea ce am luat, putem face acest lucru cu ajutorul uneltelor de recuperare de pe acesta. Deci pur și simplu intrați pe pagina www.ultimatebootcd.com, descărcați utilitarul, puneți-l pe un CD și bootați cu acesta. Următorul boot, ultimul, este System Rescue Disk. System Rescue Disk, sunt convins că ați mai lucrat cu el sau cred că ați mai auzit de el. În general, dacă nu, acesta este un disk de salvare bazat pe Linux, proiectat pentru a depana sisteme și serverele din Linux și Windows. În general, discul este dotat cu instrumente pentru a ne ajuta să gestionăm sau să reparăm partițiile defecte, să facem o copie de rezervă pentru date, ba chiar să clonăm unitățile dumneavoastră în cazul în care, nu știu, se întâmplă ceva cu el, astfel încât să putem lucra cu doar câteva fișiere de pe orice unitate, de oriunde. Discul de asemenea vine cu un bootloader de înlocuire, editor de fișiere de sistem, rezolvă probleme de rețea și instrumente de diagnosticare, precum și instrumente de ardere a discului, astfel încât putem să-i dăm, ca să zic așa, burn la ceea ce se întâmplă, adică la probleme, să reparăm, ca să zic așa, problemele respective. Mai avem și adesea și un antivirus, antimalware, precum și detectarea rootkit-ului și instrumentele de ștergere. Mi se pare complet genial acest CD, vă recomand să-l aveți. System Rescue Disk, intrați pe site, dați click, bineînțeles va trebui să vă alegeți un sistem de operare. Dați click pe butonul Download. Descărcați CD-ul, băgați-l pe un stick sau CD și butați cu el. Bun, ca asta ar fi tutorialul, sper că m-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acest tutorial sau pe pagina noastră de Facebook, tutorialevideo.info. Eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!